Unele din cele mai solicitate instituții de învățământ post-gimnaziale sunt școlile profesionale. Acum este momentul de vârf când se depun actele pentru înscriere la studii. La etajul 2, în sediul central al Școlii Profesionale Tehnice din Cimișlia, se află Comisia de Admitere la Studii pentru anul 2020. Cele mai solicitate sunt bucătar, brutar, plăcători cu plăci, tractoriști, electrogazosudori. Școala profesională din orașul Cimișlia propune așa meserii cum sunt bucătar, tractorist, mașinist, plăcător cu plăci, pietrar, zidar, tâmplar universal, electrogazosudor, montator și brutar. Școala dispune de cămin, bibliotecă, sală sportivă, sunt toate condițiile necesare pentru a începe anul de studii. Una din cele mai solicitate meserii a școlii profesionale Cimișlia este specialitatea de constructor. Aici tinerii pot obține cunoștințe și practici de pietrar, zidar, tencuitor, plăcător cu plăci și altele. Ne aflăm în incinta atelierului pentru pietrar, zidar. La moment se desfășoară concursul cel mai bun școlar, cel mai bună meserie. După cum observați, e o atmosferă foarte interesantă. În genere, specialitatea de constructor este foarte căutată pe piața muncii și folosindu-mă de această ocazie, aș vrea să îndemn viitorii absolvenți ai gimnaziilor să nu treacă pe alături de școala noastră și să caute norocul prin Chișinău sau în alte părți, dar să se oprească aici, fiindcă avem meserii foarte căutate, avem profesori foarte buni, cu experiență, maestri și sunteți bineveniți în instituția noastră. Învăț la școală profesională de pietrar, zidar, fiindcă e bună profesia, poți să faci un viitor bun și în orice caz e bine, învățăm, condiții sunt. Admiterea se efectuează în baza studiilor gimnaziale. Termenii de depunere a dosarelor pentru concursul de admitere în sesiunea 2020 sunt 15 iulie, 14 august, cu anunțarea rezultatelor până la data de 17 august 2020 și 18 august, 25 august, concurs repetat pentru locurile neacoperite cu anunțarea rezultatelor până la 28 august 2020. Comisia activează de luni până vineri, de la ora 8 până la ora 16:30. Telefon de contact 0241 236 76.